Bună, bună! Numele meu este Mihaela Dasculum. Sunt educatoare și antreprenor. Iar în această seară intru pentru a doua oară pe canalul meu de YouTube. Sunt încântată și totodată emoționată pentru că de data aceasta fac live acest lucru. Și în seara aceasta vreau să vorbim despre lucruri importante, despre cât de important este creierul nostru, mintea noastră, pentru că uneori luăm decizii care ne afectează sau care nu ne afectează. Și uneori dăm vina pe împrejurări, dăm vina pe lucrurile din jurul nostru, dar niciodată nu dăm vina pe noi, pentru că, de fapt, noi facem alegerile, noi luăm deciziile. Este foarte important cum gândim, dacă suntem pesimiști sau optimiști. Mi-ar plăcea să-mi scrieți în comentarii cum sunteți voi. Dacă priviți viața ca pe o corvoadă sau priviți viața ca pe un lucru frumos, un lucru ce trebuie să se întâmple și să se aducă valoare. Uneori facem detoxifiere a corpului, dar să știți că și mintea noastră are nevoie de detoxifiere. Pentru că în fiecare zi ne încărcăm cu diverse lucruri. Ne adăugăm mintea noastră fel și fel de idei. Uneori ne uităm la televizor și vedem. La televizor se văd doar lucruri rele. Uneori eu am renunțat să mai fac lucrul acesta pentru că nu m-a ajutat deloc și nu mi-aduce valoare în viață. Așa că îmi selectez ceea ce vreau să văd. Și văd doar ce este, ce mă ajută pe mine să cresc. V-aș îndemna și pe voi să faceți lucrul acesta pentru că aveți posibilitatea să alegeți. Creierul nostru este un instrument minunat. Avem miliarde de celule care ne ajută. Sâmbătă am participat la un training cu o doamnă doctoriță foarte bună, care ne-a explicat pas cu pas cum funcționează creierul. Atât de mult mi-a plăcut încât am zis că este nevoie să împărtășesc și cu voi, pentru că lucrurile pe care le știi nu se pot ține ascunse. Creierul nostru este un mecanism super, un mecanism ce poate face viața să fie frumoasă sau să fim legume. Depinde foarte mult de ceea ce punem în creierul nostru. Spunându-ne zi de zi lucruri frumoase, vom ajunge să dăm afară lucruri frumoase. Spunându-ne zi de zi lucruri urâte sau care nu ne ajută să creștem sau privind zi de zi imagini negative, vom ajunge să credem că viața este un calvar. Și nu cred că vreți asta să le transmiteți copiilor voștri. Vreți să le transmiteți că au de ce să trăiască, au de ce să se bucure de viață, că trebuie să învețe și să crească. Și vă spuneam că trebuie să facem detoxifiere. Da? Detoxifierea corpului, dar și detoxifierea minții. Așa că vă propun exercițiul pe care doamna doctor l-a propus, ca timp de 21 de zile, atunci când vin gânduri negative în mintea voastră, pentru că vor veni cu siguranță, să nu le dați voie să iasă sau să stea foarte mult acolo. Vin, le spuneți să plece. Pleacă. Vin oameni care vorbesc de rău pe alții. Nu mai stați să-i ascultați. Plecați din raza lor. Umpleți-vă sufletul cu lucruri frumoase. Dimineața, când vă treziți, zâmbiți. E foarte important să zâmbim. Spuneți-vă un lucru frumos, apreciați-vă. Și în fiecare zi faceți lucrul acesta timp de 21 de zile. Să vedeți că viața voastră se va schimba. E important să punem în locul gândurilor rele gânduri bune. Fiecare lucru pe care îl avem în creier a ajuns acolo datorită unor circumstanțe. Ca să înlocuim, îl putem scoate, dar trebuie înlocuit cu ceva mai bun. Așa este în orice. Așa că dacă aveți gânduri negative, înlocuiți-le
gânduri pozitive. Până data viitoare, zâmbiți!